Salut tuturor și bine v-am găsit la un episod din seara de GTA 5. N-am mai postat un clip de GTA 5 de foarte, foarte mult timp. Aici suntem alături de Narnes, știu, am avut o zi întreagă care am filmat alături de el. Sper că vă place că îmi filmez clipuri cu alte persoane, pentru că suntem doi și astea. Acum poți să zici tu salut. Îți dau voie, îți permit să zici salut. Dar nu uitați că aveți și link-ul. Uitați că aveți și link-ul de la canalul lui în descriere. Și astăzi, mă, băieți s-au băgat, bine, nu astăzi s-au băgat, de ce, câteva zile s-au băgat, două mașini super mișto. Karin Sultan Classic se cheamă. Bă, nu știu, mie îmi dau un BMW ceva. Un BMW așa mai vechiuț. Nu știu, tu ce zici? Că tu știi mașinile, bă, mai bine. Mi se pare a fi o Solența. Solența. Hai să intrăm în casino, să... Uite la faruri pe bune, adică chiar zici că e Solența. Bă, da, bine, să vedem cum se punează. Dar hai întâi în casino să ne la ruletă amândoi. Să vedem, okay, să vedem ce ne pică. Să parchez și aici ca gangsterii. Ne-am luat amândoi pe negru, zici că suntem mare dive. Ai problemă? Casino. Intră la un. Îți, Johnule. Casino. Bă, dacă ia mașina pe clip, nebunesc. Bă, nu știu, e mișto, dar dacă o iau, știi că urmează un mare clip cu urcatul ei pe Cilead sau... Știi? Dai seama. Da, dai tu primul sau dau eu? Dai tu primul, hai. Hai. Că e clipul tău normal. Bam, hai să vedem. 3, 2, 1 și... Bam. Hai, tati. Hai cu ceva bun, măcar. Mașina, mă. Da, unde? Că a trecut, s-a dus dreacă. Îmi dă monede, hai că e bine. Hai, scuze bune, și o să le băgăm la pariuri, frumos. Hai să vedem ce-i pică la băiat. Doamne ajută! Hai, dă-i cu curici cu d-alea. Dă-i tat. Dă-i mă, măi, dă-i mă. Nu? Da. What the fuck, ce-i dat așa încet? Nu știu. Tu vezi ce încet i-a dat? Bă! Bă! Nu! A trecut, doamnă! Băi! Dar cum ai dat așa încet? What the fuck? Nu știu, nu mă întreba, băi, dar aproape nu luam mașina, băi. Da, ce-ai luat? Stai, chiar ai luat o haină, ceva. Da, pișat. Da, bă, n-am avut noroc astăzi. Asta e, dar hai să vedem cum facem mașinile astea. Ce faci? Ai mers înainte cu să le dăm note și la astea? Cum le facem? Da, eu așa zice, ar fi interesant să facem pe asta. Ok, deci le dăm și note. Mergem, le tunăm. Bine. Pe a mea o s-o botez ursuleț. Bă, da, ți-am zis că de la asta seamănă un ursuleț. Dar nu, că ursuleț parcă era în două uși. Da. Da. Există și în patru, da. De... Am zis. Dar mură, mașina asta n-are deloc să mor. Ia uite, de... Plătește asigurare, mă, ce mai... De deja încade bara, ai nebunit? Am bușit-o puțin. Se vede cât de calitate e. Se vede că e mașină veche. Direct. Bă, ia trage tot după dreapta, mi se pare că e prea multă viteză. Hai, așa. Hai că m-am învârtit omul meu, gata, mi-a dat daună. Stai că eu am rămas obișnuit de pe severe, de pe fire. Să vezi că e, să știi. Trage-ți pe dreapta. Talonul și permisul, haide. Mai repede, pe urmări ne vrezi. Zici că sunt în urmările să mor. Da. Băi, frate. Bă, am auzit că se tunează mișto mașina asta, chiar am auzit că se tunează destul de mișto. Plus de asta că eu o să am și un plus pe care, de care tu nu știi. Și o să ți-l spun, o să-l afli în acest clip. O să am un plus. E, o să vezi, nu pot să-ți spun. Păi ce, adică stai, nu înțeleg, ce ai zis din nou? Că o să am un plus la mașină față de tine. A, să ai un plus. Asta e gang-ul ăla sau clanul al tău. Ce, mă, nu. Nu știu, în fine. Mamă, ce-s cu farurile alea, urăte cu aia. Bă, uite, drift bumper ăsta chiar atunci, știu? Tot așa, drift bumper, o facem de drift, să zicem. Engine, exhaust, ia să vedem ce exhaust-uri avem. Avem un dublu și mare, așa frumos. Doar ăsta. Ok. Sunt așa. Exploziv nu. Ok, hood, ia să vedem ce avem la hood.
prin chestii mișto. GT, GT nu știu ce. Race. Uite, GT Food-ul ăsta. Bun. Neon, dar nu știu ce neon, ce culoare pun, nici livery nu știu, plate. Așa. Respray încă nu, roof. Facem așa. Mamă, ce se aude la umeu acolo. Știi? Nu scărțe, să vedem. Frumos, frumos. Spoiler. Low level spoiler coach. Am înțeles. Bă, dar nici așa mare nu vreau, dar... Uite, ăsta l-aș lua. Unde din astea? Uite ăsta cu carbon, e mișto. Suspensii. Oh, shit, dude. Chiar sunează mișto, frate, mașina. Stai să ajungi la suspensii, John-ule. Pe bune? Aha. Mă faci curios. Și nu e bine. Bă, merg jantele astea pe ea și le facem negre. Frumos. Și acum să vedem ce culoare o facem. Să ne gândim bine ce culoare facem. Metallic. Bă! În fastul merge. Sau un roșu ceva. Ok, facem așa. Așa. Secondary. Merge pe negru. A, e deja ok. Și sunt la livery. Hai, ajungi la suspensii? Ce? Ai ajuns la suspensii? Deocamdată nu. Fă, nu știu că nu prea... Adică, în afară de ăsta, să arate mai mișto așa. Nu prea avem. Așa, și mergem înapoi la... Ai de viață. Aha, ai văzut? La suspensii, da. What the fuck, window spoilers, ce trebuie? What the fuck is it going on? Ce naiba? Bă, asta. Wheels. Tire design, normal. Bulletproof. Smoke. Bam. Acum să mergem să facem chestia secretă. Bă, deja e altceva. Ce zici? Cine știe ce ai pe acolo? Ce zici, mă? De ce nu ce? Nu știi ce ai tu pe acolo, că eu și eu n-am tot, n-am. Opa, ce frumos se aude când ne dă inferioară. Deci că, deci face acolo, și la final, când dă inferioară face așa ușor. Da, băi, să știți, puteți dați și voi o notă în comentarii dacă vreți. La cele două mașini,
Bine, nasol că nu prea e lumină și ar trebui să mergem probabil într-o parcare undeva sau ceva. Bă, ca eu am terminat. Tu ai terminat? Ok. Așteaptă-mă pe acolo. Pentru că nu vreau să vezi ce o să-i fac. Dar... Na. Da, bine că ești din mașină, adică... Na. Stai că vreau să schimb de mâine legamitatea. Da. Nu știu, ne-am pus oricum un livery ceva super țipător, adică eu sunt adeptul la mai minimalist și mai frumos, știi? De ce e asta? Exploziv? Bom. Aia, dacă îți fură o mașină, poți să suni de pe numărul de pe telefon și... gen îți explodează mașina, singur. Păi și ignit... Ignition bomb, ce dacă... Și remote bomb. Da, man, dacă îți fură cineva mașina, sau dacă vrei să faci de unul troll, gen... Ori poți să suni tu și să-ți explodeze mașina, dacă e ăla în mașină, ori îți... Imediat cum intră cineva străin în mașina ta și la volan, face poc. Înțelegi? Instant. Da, și remote bomb, asta e, nu? Da. Ți-ai luat? Da. Am înțeles. Bine, eu te aștept aici într-o parcare, unde le putem vedea, zic eu. Gata? Mhm. Păi unde ești? Aici, într-o parcare. Nu te văd. Am că s-a aproape. Stai. Să mor, pe bune, chiar nu te văd. Ah, gata, te-am văzut. Vin acum la tine. Ai plecat de aici deja? Da, am fost, am făcut. Am avut de făcut. Eu. Mi-a zis, mă. Hmm? Zic, mie nu mi-ai zis. Nu zic, o să-ți spun după aia și mă rog, oricum o să vezi pe clip unde am fost. Aha. Adică vine și băiatul. Dă-i în față, mai în față. Mai în față intrare. Am ce să reușit. Vrei să nu obușiște, nu? No. Nu. Înțeles. Păi iau un cred că pe trotuar. Ia, mamă, negru cu galben. Bă. Nu zic nu. E albastru cu galben și... E albastru. Da? Da. Vrei să vezi care este marele meu plus pe care tu nu-l ai? Ia să vedem. Uite ăsta. Okay. Ce dracu, ce proști. Da. Bă, îți dau. Bă, sincer acum, gen. Să fim sinceri. Da, mă, da, sincer. Eu îți dau un 8. Da? Mm-hmm. Da, uite, vezi că și am făcut parlescențe, am făcut de toate. Culoarea aia arată super bine. Bă, da, îmi place și combinația asta. Jantele nu prea-mi plac, sincer, pe o mașină de drift, chiar, parcă nu merg jantele astea. Parcă sunt prea așa, știi? Prea așa, abitești. Da, nu, sunt, merg pe Dacie, jantele astea, cum aș putea, le-aș vedea pe Dacie, sincer să fiu. Bă, dar mai umflă-ți, mă, și tu roțile astea, mă, băi, scadă nota, 5. Aaa, tu nu ți le-ai lăsat de tot. Eu le-am lăsat. Ești nebun. Ce să zic? Da, Zenis, îmi place frumoasă de culoare, dar nu-mi dau seama dacă e albastru. Deci eu nu-mi dau seama că asta e albastru. Mă jur că eu nu-mi dau seama că... Uite că iau lanterna, bag lanterna în ea, ești nebun. Da, mă, e albastru, uite, un albastru închis. Dar nu-mi dădeam seama, mă jur că nu-mi dădeam seama. Stai să iau și lanterna să vezi. Vedea că eram. Mudi lanterna, mă. Dar poți să-ți iei și un pistol cu lanternă, știi, sau o armă. Hai, am. N-am, dar...
Ți-ai făcut capota carbon. Eu am făcut doar plafonul. Am zis că plafonul și puțin la spoiler și, da. Și por bagajul l-am făcut carbon. Da, bă, da. Sincer, am așa ta. Ți-ai zis, roțile nu-mi plac, chiar nu-mi plac. Să zicem... Tot pe la un opt ești și tu. Nu prea am ce să scad foarte mult. Tu n-ai faruri ca ale mele, n-am ce să-ți fac. Asta e. N-ai ce să zici. Ești nebun să... Rămânem la egalitate. Da, uite, de exemplu, la mine, ce nu-ți place la mașină? Uite, eu ți-am zis, uite, geantele, de exemplu, nu-mi plac la mașină. Nu-mi place, uite, fent. Bă, ea așa este, e dulce, adică e finuță, știi, e drăguță. Dar, puteai să, nu știu, îi faci și capota de carbon, arăta mult, mult mai bine. Ce mai e pe la ea pe aici? Spoilerul ăsta e foarte mare, nu știu, mi se pare exagerat. Nu, sincer, mi se pare mult mai mișto un spoiler de genul care e lipit cumva și nu e un dăla, iese din două chestii din mijloc, știi? Da, dar uite, pare mai finuț unul dar așa mic și da. Face mașina. E aerodinamică, să spun, într-un fel, mm-hmm. Mai micuță, mai frumușită. Da, e drăguță mașina, ți-am spus, da. Păi, eu sunt curios dacă mașina asta intră în drifturi. Sunt foarte mici detalii care... Vezi că, uite, mașina asta nu prea pleacă în drift. Nu prea pleacă, vezi? Da. Bă, pe stradă-ți bandă. Nu, uite, deși pare de-astea de drift și mai știu eu ce, nu prea intră în drift. Da. Am veți, cam asta a fost episodul de GTA. Dacă v-a plăcut, nu uitați de un like acolo. Scrieți și voi o notă în comentarii pentru cele două mașini. Scrieți Alex nota 10, Cătă nota 2, ca de obicei. Glumesc. Trebuie să scrieți 10 doar la mine și cu Cătă să-l uitați. Da. Glumesc încă o dată, da. Aveți link-ul de la canalul în descriere. Te apuci tu să postezi sau... Sal. Vedem, ok, e în plan și chestia asta. Dacă v-a plăcut, un like, un share neapărat, uitați să activați clopoțelul, așa cum zice marele nostru Dorian Popa. Pe bune mare, violați butonul de like, share neapărat pe Facebook, pe Insta, nu uitați că aveți și Instagram-ul meu în descriere. De asemenea, aveți și acolo și contul de Discord, grupul de Discord, unde primiți notificări fiecare dată când postez. Uitați că postăm la ora 7 mai nou, pentru că am schimbat puțin ora pentru... Ați putea să vedeți și cei de dimineață care sunteți de dimineață clipurile. Postăm la ora 7, la 11, la 12 fără un sfert, ca să vă apară notificarea în pauză. Și la ora 4 a rămas neschimbată, adică când vedeți acest clip. Da, acestea fiind spuse, am fost Alex și Cătă și vă salut, ceau, bă, pa, pa. Da.